Cenușa de lemn este un locuitor eficient al îngrășământelor pe bază de potasiu pentru multe plante, inclusiv pentru cartofi. Aceasta echilibrează aciditatea solului, furnizează micronutrienți și materie organică necesară în stratul superior și contribuie la creșterea recoltei de cartofi și la îmbunătățirea proprietăților nutritive ale acestora. De ce poate fi utilizată cenușa ca îngrășământ pentru cartofi? Deoarece aceasta conține aproape toate substanțele de bază necesare pentru creștere și fructificare, cu excepția azotului, care se elimină la arderea lemnului. Potasiul din cenușă este bine absorbit de plante, mai bine decât din orice alt îngrășământ, iar carbonatul de calciu pe care îl conține este folosit pentru a normaliza aciditatea solului. Cartofii cresc bine într-un sol cu pH ușul, cuprins între 5 și 5,4. Dacă cartofii au un deficit de potasiu, se înnegresc și devin casăpunul atunci când sunt fierți. Atunci când este nevoie de un îngrășământ pe bază de potasiu, acesta poate fi înlocuit cu cenușa din lemn. Ea este un îngrășământ complex care permite creșterea tufelor într-o singură etapă și formarea rădăcinaselor în etapa următoare. Cenușa o putem folosi la cartofi în mai multe moduri. O primă variantă ar fi, înainte de plantare, să stropim chiar cartofii în sine cu cenușă. Avem nevoie de aproximativ 1 kg de cenușă la un sac de 25 de kg de cartofi. Cartofii respectivi trebuie să fie încolțiți și tăiați în jumătate. Astfel veți putea elimina cartofii putreziți, nepotriviți pentru plantare. Tăierea cartofilor este o tehnică preferată de mulți grădinari, care ne ajută să ne mărim producția de cartofi prin eliminarea tuberculilor bolnavi. Cenușa mai poate fi presărată și în cuiburile în care plantăm cartofii. De asemenea, putem presăra pe sol cu câteva săptămâni înainte de a planta cartofii, sau înainte de a săpa solul, sau putem presăra cenușă chiar și după plantarea cartofilor, căci cenușa, după câteva ploi, va ajunge bine în sol. Rețineți că nu toată cenușa este potrivită ca îngrășământ, ci doar cea provenită din arderea lemnului natural, nevopsit și neprelucrat.